Salutare tuturor! De data asta video fac din mașină în speranța că de seară ajung la Baia Mare și o să reușesc să fac și un video oficial din birou să discutăm de partea de curs ca să pot răspunde la cele 50 de întrebări sau cele 50 de mail-uri, nu întrebări că întrebările sunt cam aceleași legat de cursul de Smart Home care l-am anunțat lucrurile stau în felul următor cursul o să fie în data de 22 și 23 februarie, adică ca de joia vinerea. Eu am ales în perioada respectivă exact pe motivul că fiind sfârșit de săptămână pentru cei care vin din țară pot să o diniască după aia. Să nu fie mijlocul săptămânii să la început, că pe mine mă enervau la maxim când cineva făcea cursul din astea, gen luna marțea, că începe săptămâna, ești bombardat cu telefoane și tu mergi la curs. Da, știu exact cum e. Și Subiectele, subiectele, cele mai importante, oficial deja există pe site-ul nostru, pe pagina, că încă nu e site-ul complet funcționabil, dar este o pagină pentru, legată de cursul de Smart home. Colegii mei cred că au pus astăzi mai multe detalii acolo, dar vi le spun eu mai simplu și mai direct așa. Deci cursul o să fie împărțit în parte teoretică, în partea de 22 o să fie, să zicem așa, o parte teoretică și în partea asta teoretică o să fac eu, să zic așa, partea practică. Adică eu o să vă arăt cum funcționează, cum se programează, cum se face o chestie, cum se face alta, ca să puteți să... să vă deschideți cumva la stilul ăsta de funcționare al oxonului. Adică să știți exact cum funcționează oxonul și să înțelegeți care a fost ideea sistemului. Bun, tot joi o să discutăm și de partea de iluminat într-o casă smart, de ce înseamnă o casă smart, de partea din încălzire, de răcire, de integrarea asta cu sisteme de ventilație, cu aer condiționate, cu pompe de căldură și cam tot ce ține de partea asta de poveste și să încerc să vă arăt cu echipamentele care o să le avem acolo în încăperea în care o să facem cursul pe standul, pe standul respective, să vă arăt cam care e ideea. Bun. De deci ce am zis eu că vreau să fie cursul diferit și că îmi doresc un pic ceva diferit față de cursurile la care am participat eu, nu neapărat de la Loxon, cât cursurile în general la care am fost? Aș vrea cumva să fie să nu te prindă somnul, adică să fie informația multă, dar să te țină sharp, așa, să te țină ascuțit la minte, încât să poți să cumulezi cât se poate de multe informații. Și pentru asta vreau să facem și practic știu clar că dacă cineva vorbește și toată lumea ascultă, te prinde somnul, nu are rost să ne bate în capul. Din cauza asta o să fie 10 standuri cu 10 echipamente, dacă noi o să fim clasa o să fie, să zicem așa, maxim 20 de persoane. Dacă este interes mai mare o să mai organizăm și luna următoare și astea, dar vreau să fie maxim 20 pentru că dacă doi oameni la o planșă, e ok. Dacă sunt mai mulți, Cineva nu apucă să facă nimic, și că nu are niciun rost să fie spectator. Ideea e să mergem să facem, pentru că suntem acolo, sper de fapt, să fim acolo, gen. adică electricieni, oameni cu experiență, oameni de șantier, oameni care lucrăm, nu oameni care ne place să stăm să scriem cu pixul. Bun. O să fie partea practică instalată de echipamente. Pe fiecare stand va trebui să instalați echipamentele voi, să le conectați și să facem o programare m-am gândit la o chestie de genul, bă, să facem un fel de simulare cu o garsonieră, la care trebuie să controlăm iluminatul, trebuie să controlăm încăzirea, avem umbrire la ea și, nu știu, poate mai integrăm și un aer condiționat și chestii de genul. Să discutăm exact, să avem niște scene de zi, de noapte, no, parte de multirum audio, iar că în genul ăsta de garsonieră, cred like, am putut integra pe toate. Și vreau să faceți fiecare, asta o să fie ca și o temă, vreau să faceți fiecare proiectul, să-l conectați, să conectăm benzi LED, să facem toate chestiile astea, după care să facem programarea încât să funcționeze așa cum o să vă arăt eu, cum o să fac eu prima dată ca să fie treabă ok. Ideea e că cursul o să fie foarte interactiv. Deci nu stăm și nu zice nimeni nimic, mai eu vorbesc. Nu, e foarte interactiv că eu nu genul care să îmi placă să fie liniște. Bun, asta ar fi partea asta. Am discutat de partea teoretică, partea practică și după aceea o să discutăm spre finalul cursului de partea asta de vânzări. Și nu neapărat, adică nu e cursul ăla de vânzări, nu știu cum să vă zic, ca și cum mai merge să faci un curs de vânzări, nu. Discutăm de o chestie, de un detaliu, de ce înseamnă să discuți cu un client de o casă smart, să-i faci o ofertă, să faci o bugetare pentru corectă pentru lucrarea respectiv, încât să nu aduci bani de acasă când termini lucrarea și să mai discutăm și de chestiile astea, ce se întâmplă în șantier. Tot felul de surprize, că indiferent cât de bine o să lucrați, o să vedeți că la un moment dat sunt niște chestii care, bă, nu știu, aici ceva s-a întâmplat, s-a schimbat un fir, nu a făcut contact și cum se comportă sistemul în situațiile astea. Adică genul ăsta de troubleshooting, să zic așa. Diagnoza, cum ar fi, diagnoza și depanarea erorilor care pot apărea. Adică o să parcurgem cam tot de la la Z, tot ce ține de treaba asta. O să discutăm și de Loxon Config, să vă prezint aplicația respectivă. O să discutăm și de uh, uh, baza de date de la Loxon, unde sunt template-urile, să zicem așa, pentru integrări, uh, integrări multiple cu alte cu alți producători. Și aș vrea să discutăm un picuț și de o aplicație care e făcută de firma Verdom, de cei care sunt distribuitori Loxon în România. Mai exact aplicația Uplan. E o aplicație care e online, normal e cu licență, dar să vedeți că vă ajută un picuț la partea de ofertare. O să vă prezint și aia un picuț, să vedeți cam despre ce e vorba. Cum poți face acolo un proiect și să îți fac o listă de materiale. Aplicația încă se lucrează la ea. Noi o susținem, să zic așa, integratorii de Loxon, pentru că știm clar că o aplicație când pornește sau genul ăsta de aplicație când pornește, e foarte multă muncă și Scoți foarte puțin bani. Acum au ajuns la nu știu care variantă, nu mai țin minte exact, că dacă e online nu stau să o deschid toată ziua să mă uit, să văd un, o poză din aia cu varianta 7.0. Începe să fie din ce în ce mai bună și din ce în ce mai utilă. Să sperăm că lucrurile o să continue tot așa și o să fie o treabă foarte ok. Bun, în mare parte cam asta e legat de prețuri. Prețul o să fie 2000 de lei de persoană. În asta intră partea asta de curs, o să fie prânzul, joi și vineri, cafea la discreție, chestii din astea ronțăiele, el, asta nu se pune problema, ceai, apă, de asta nu, astea sunt fără număr, să zicem așa. Um, și în rest, ce ar trebui să luați în considerare pentru cei care vreți să veniți, -i? eventual să mă contactați pentru partea de cazare. Dacă o să facem un Baia Mare, atunci o să vă dau eventual niște repere unde să căutați cazare în Baia Mare. Dacă facem la 20 km Baia Mare, cam acolo discuție cu cineva cu o sală destul de interesantă, atunci există și acolo o pensiune, o să văd dacă nu cumva pot eu să obțin cel mai bun preț. Și bineînțeles o să vă dau, o să vă uitați pe păi, el, dacă nu e ok, fiecare își poate lua unde dorește el. Deci cam astea, cam astea sunt detaliile. Deci, cred că am răspuns la toate, cum ce mi-aduc eu acum aminte. Era vorba de preț, despre ce e vorba în curs și când o să fie. Da, am zis, 21, 22, 22, 23, deja duc în eroare, deja e scris pe site. Deci dacă intrați pe academia smarthomero o să vedeți că deja, e, deja se găsesc detaliile acolo. Vă doresc o zi extraordinară și să auzim numai de bine!